chiar cred că suntem părinții unei generații crescute cu multă, multă dragoste. Tocmai de aceea mă bucur să stăm de vorbă cu Adriana Mitu, trainer de parenting, care ne aduce și astăzi jocul de luni. Salutare, Adriana! Ne auzi? Bună dimineața, Ruxandra! Bună dimineața, Marius! Bună! Te salutăm și noi! Salut, Adriana! Cum ți-e ziua, Adriana? În formulă completă. Da, da. Este după un weekend de muncă, deci încep săptămâna cu bine. De-abia aștept să încep o nouă săptămână în care să merg cu copiii la ateliere. Eu astăzi am pregătit pentru voi și pentru ascultători un joc pentru familie. Un joc care să vă ajute să cunoașteți mai bine nevoile voastre și ale celorlalți membri ai familiei, pentru că știm cât de greu este să armonizăm aceste nevoi. Mai ales când sunt 3, 4, 5 membri într-o familie, adică 2 părinți și 2, 3, 4 copii, este foarte, foarte dificil. Și când sunt 2 membri ai unei familii, e dificil să armonizăm nevoile, dar când... Așa e. Și m-am gândit să vorbesc despre un joc în care ce aveți de făcut este să luați o foaie, un creion și să scrieți împreună rețeta de succes a unei familii fericite. Pentru că familia este la fel ca un organism, fie este funcțională, sănătoasă, fie mai întâmpină diferite jocuri, diferite hopuri. De aceea acest joc vă ajută să îmbunătățiți relațiile și comunicarea cu ceilalți membri ai familiei și să cunoașteți mai bine nevoile și dorințele lor. Bun, luați o foaie de hârtie, un creion, eventual și câteva creioane colorate, dacă vreți să desenați ceva, și aveți de scris ingrediente, cantități și cum va fi preparată această rețetă. Este la fel ca o rețetă de gătit, doar că vorbim despre ingredientele care ar face familia voastră mai fericită și mai sănătoasă. Trebuie să aveți în vedere emoții, gânduri, comportamente, nevoi și tot ceea ce vă vine vouă în minte pentru a aduce mai multă armonie în familie. Da, o idee foarte interesantă. Da. Da, este un joc terapeutic, este folosit deseori în terapia de familie, dar poate fi jucat foarte ușor și acasă. Am să dau și câteva sugestii de ingrediente și cantități pentru a vă fi mai ușor să înțelegeți. Spre exemplu, puteți vorbi despre ingrediente, iubire, încredere, respect, 2 ore de joacă sănătoasă, care sunt foarte, foarte importante, sau o oră, cât doriți voi, 5 îmbrățișări pe zi, 3 cuvinte frumoase în fiecare dimineață, la prânz, seara, un gând bun trimis la prânz fiecărui membru al familiei, 10 pupici, 4 mângâieri, zâmbete și limite blânde după gust. Apoi vorbiți despre modul de preparare. Spre exemplu, puneți iubirea, încrederea și respectul într-un vas și amestecați-le până se omogenizează. Iar apoi adăugați cele 5 îmbrățișări, cuvintele frumoase și tot ce am zis eu mai devreme. Și la final să nu uităm de cele 2 ore de joacă sănătoasă, pentru că sunt extrem, extrem de importante. Gata, foarte, știu foarte ce fac important după masa asta, să știi. Mi-a mers la suflet. Da. Am auzit mai devreme că ai spus că ai stat 3 săptămâni cu fiul tău, deci poate v-ar prinde bine să faceți și un joc din acesta în care să vorbiți despre nevoile fiecăruia dintre voi. Cred că dacă am avea timp la dispoziție, așa cum avem în vacanță, rețeta asta s-ar naște de la sine, pentru că s-a născut. Și, într-adevăr, ce mi-a lipsit mie, spațiu personal și timp personal, n-am prea avut parte, în schimb au compensat celelalte și a ieșit ceva tare gustos. Uite, o să revin acum că ne reîncadrăm în viața asta normală, cu treabă, cu program mai strict, și o să aplic ce ai propus tu astăzi, să vedem ce rețetă iese la noi și îi îndemn pe toți cei care ne ascultă să găsească rețeta proprie. Adriana, am o idee foarte faină pe ziua de azi, poftă bună, ce să zic? Mulțumesc, poftă bună și vouă, o zi ușoară!